Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă Undiedru, unghi plan, corespunzător diedrului. Se numește Undiedru sau diedru, figura geometrică determinată de două semiplane mărginite de aceeași dreaptă. Se numește unghi plan corespunzător unui diedru, intersecția unui diedru cu un plan perpendicular pe muchia sa. Practic, pentru a determina unghiul plan corespunzător unui diedru, alegem un punct convenabil pe muchia diedrului și construim două semidrepte care au ca origine acel punct, sunt perpendiculare pe muchia diedrului și sunt conținute fiecare în câte o față a diedrului. Măsura unghiului a două plane este egală cu măsura unui unghi diedru ascuțit sau drept format de acestea. Pentru a determina unghiul diedru a două plane, vom determina dreapta de intersecție a celor două plane și apoi, într-un punct convenabil ales pe această dreaptă, vom duce câte o perpendiculară inclusă în fiecare din cele două plane. Unghiul determinat de cele două perpendiculare, unghi pe care noi l-am marcat cu turcoaz, este unghiul diedru. Dacă vom translata punctul E, observăm că pentru diverse poziții ale planelor obținem valori diferite ale unghiului diedru. Unghiul diedru trebuie să fie ascuțit. Dacă am translatat E și am obținut un unghi obtus, atunci vom roti planele și observăm că unghiul diedru este suplimentul unghiului determinat anterior. Vă prezint în continuare câteva situații din viața de zi cu zi în care putem întâlni unghiuri dietre. Unghiul dietru format de fețele unui panou stradal de meniu aflat în fața unui restaurant. Unghiul dietru format de fețele unei bucăți de cașcaval. Unghiul dietru format de display-ul și tastatura unui laptop. Unghiul dietru format de coperțile unei cărți. Observați că aici se formează un unghi obtus și atunci unghiul diedru este unghiul ascuțit, suplimentul celui obtus. Unghiul diedru format de partea reglabilă și partea fixă a unui pat de spital. Unghiul diedru format de două fețe ale unei pungi de cadouri de carton. Unghiul dietru format de două părți ale unui acoperiș, iarăși unghiul format de cele două părți este obtus și atunci unghiul dietru se ia suplimentul său. Prima problemă pe care vă propun este următoarea. Piramida patrulateră regulată MABCD are muchia laterală de 5 radical din 6 cm și muchia bazei de 10 radical din 2 cm. Calculați măsura unghiului determinat de planele MAB și MAD. Pentru a determina unghiul format de cele două plane, o să aflăm întâi dreapta de intersecție a celor două plane, și anume planul MAB intersectat cu planul MAD este egal cu dreapta MA. Pe dreapta comună, într-un punct convenabil ales, o să ducem perpendiculare câte o perpendiculară inclusă în fiecare plan și o să construim PB perpendicular pe MA și o să demonstrăm că și PD este perpendicular pe MA. Știm că piramida este o piramidă patrulateră regulată și asta înseamnă că toate fețele laterale sunt triunghiuri congruente. Deci triunghiul MAD este congruent cu triunghiul MAB. Fiind congruente, înseamnă că elementele corespunzătoare sunt respectiv congruente. Și vom folosi de aici faptul că unghiul PAD este egal cu PAB.
Și de asemenea, AD egal cu AB, oricum știam și din faptul că baza este un pătrat. Și atunci vom demonstra că triunghiul PAD este congruent cu triunghiul PAB. Pentru că PA este latură comună apoi unghiul PAD este egal cu PAB și AD este egal cu AB. Deci ne încadrăm în cazul de congruență latură unghi latură. Pentru că triunghiurile sunt congruente, înseamnă că și celelalte elemente sunt respectiv congruente. Așa cum am construit PB, acesta era perpendicular pe PA sau PMA, spuneam noi, și atunci înseamnă că unghiul BPA este egal cu DPA și este egal cu 90 de grade. Și atunci rezultă că și DP este perpendicular pe PA. Și rezultă că unghiul dintre planele MAB și planul MAD este unghiul DPB, a cărui măsură vrem să o determinăm. Pentru a determina măsura acestui unghi, în primul rând o să determinăm laturile triunghiului BPD. BP, pentru a-l determina pe BP, o să construim MT perpendicular pe AB și apoi o să îl aflăm pe MT din triunghiul dreptunghic MTA cu teorema lui Pitagora. Știm că triunghiul MAB este isoscel pentru că MA este egal cu MB. MT am zis că este perpendicular pe AB și de aici rezultă că AT este egal cu TB și este egal cu jumătate din AB. Dar muchia bazei era de 10 radical din 2 cm, jumătate înseamnă 5 radical din 2 cm. Și atunci, în triunghiul MAT cu unghiul MTA de 90 de grade, rezultă cu teorema lui Pitagora că M T pătrat este egal cu MA pătrat minus AT pătrat și este egal cu muchia laterală este 5 radical din 6, totul A pătrat, minus AT care este 5 radical din 2, totul A pătrat. Îl dăm pe 5 la pătrat factor, pe lângă radical din 6 la pătrat minus radical din 2 la pătrat, adică 5 la pătrat ori 4. Și atunci rezultă că MT este 5 ori 2, deci MT este egal cu 10 cm. Continuăm rezolvarea primei probleme. O să exprimăm area triunghiului MAB în două moduri. Este egală odată cu MT ori AB totul supra 2 și mai poate fi scrisă și ca BP ori AM supra 2. Deci de aici rezultă că MT ori AB este egal cu BP ori AM. IMT era 10, AB este muchia bazei care este 10 radical din 2, egal cu BP ori
AM este muchia laterală, adică 5 radical din 6. Rezultă de aici că BP este egal cu 10 ori 10 radical din 2 supra 5 radical din 6. 5 cu 10 se simplifică, sus o să rămână 2 și jos 1. Radical din 2 cu radical din 6 se simplifică prin radical din 2. Deci BP este egal cu 20 supra radical din 3. Nu raționalizăm deocamdată pentru că vom raționaliza în răspunsul final. Triunghiul BPD este un triunghi isoscel pentru că BP egal cu PD și atunci O știm că este mijlocul lui BD și înseamnă că PO este perpendicular pe BD, deci este înălțime și PO este bisectoarea unghiului BPD. În triunghiul dreptunghic POB cu unghiul din O de 90 de grade, o să aplicăm o funcție trigonometrică și anume sinus de OPB este cateta opusă, adică OB, supra ipotenuză, supra PB. OB este jumătate din diagonala pătratului. Diagonala pătratului este egală cu latura radical din 2. Deci rezultă că BD este latura pătratului, care este 10 radical din 2 ori radical din 2, adică 20. Rezultă că BO va fi jumătate din diagonală, adică 10. Rezultă că sinus de OPB este egal cu OB, care este 10, supra PB, care era 20 supra radical din 3. Deci împărțim 10 la o fracție, înseamnă că mulțim 10 cu inversa acelei fracții. 10 și 20 se simplifică prin 10 și obțin radical din 3 pe 2, care este sin de 60 de grade. Deci unghiul OPB este de 60 de grade, pentru că spuneam că PO este bisectoarea unghiului DPB, înseamnă că unghiul BPD este de 60 ori 2, adică 120 de grade. Deci unghiul dintre planele MAB și planul MAD, care trebuie să fie un unghi ascuțit, va fi suplimentul unghiului BPD, adică va fi 180 de grade minus 120 de grade, deci 60 de grade. Problema a doua. ABCD A'B'C'D' este un cub de latură 10, iar M este mijlocul muchiei BB' și N mijlocul muchiei A'. La primul punct trebuie să calculăm măsura unghiului, determinate planele ABC'D' și C'CDD'. Și la punctul al doilea trebuie să calculăm tangenta unghiului determinat de planele MNDC și planul ABCD. Pentru primul punct, ne vom folosi de faptul că fețele cubului sunt pătrate, deci A'B'C'D' și C'CDD' sunt pătrate. De aici rezultă că C'D' este perpendicular pe B'C'. C'D' este perpendicular pe C'C, B'C'
intersectat cu C prim C este diferit de mulțimea vid, adică sunt două drepte concurente și sunt incluse în planul B prim B, C, C prim. Dacă o dreaptă este perpendiculară pe două drepte concurente incluse într-un plan, este perpendiculară pe tot planul. Deci C prim D prim este perpendicular pe planul B prim B, C, C prim. Pentru că BC prim este inclusă în plan, în B prim BC, C prim, rezultă că C prim D prim este perpendiculară pe BC prim. Apoi, folosim faptul că A prim B prim C prim D prim și A prim B prim BA sunt pătrate, rezultă că C prim D prim este paralel și egal cu A prim B prim. A prim B prim este paralel și egal cu AB. Rezultă că C prim D prim este paralel și egal cu AB. Deci rezultă că C prim B AD prim este paralelogram și dacă ținem cont și de faptul că C prim D prim este perpendicular pe BC prim, înseamnă că este chiar un dreptunghi. C prim B AD prim este dreptunghi. Avem acum toate elementele necesare pentru a determina unghiul dintre planele ABC prim D prim și CC prim D prim D. În primul rând să determinăm dreapta comună celor două plane. ABC prim D prim intersectat cu CC prim D prim D egal cu C prim D prim. Pe dreapta comună trebuie să ducem câte o perpendiculară inclusă în fiecare din cele două plane. Am BC prim perpendicular pe C prim D prim și BC prim este inclus în ABC prim D prim și mai știu că și CC prim e perpendicular pe C prim D prim și CC prim inclus în CC prim D prim D. Și atunci rezultă că unghiul dintre planele A, B, C prim D prim și planul C, C prim D prim D este unghiul determinat de cele două perpendiculare duse pe dreapta comună, adică este unghiul BC prim C. Și pentru că diagonalele pătratului sunt și bisectoare, este vorba despre pătratul B prim BC prim. BC prim este diagonală, ea este și bisectoare și atunci măsura unghiului BC prim C este de 45 de grade. Pentru punctul B, pornim de la faptul că BM este paralel cu AN și BM este egal cu AN și egal cu jumătate din muchia cubului, adică 5 cm. Și înseamnă că BANM este un paralelogram. Deci rezultă că și MN este paralel și egal cu AB. Dar ABCD este un pătrat. Rezultă că AB este paralel și egal cu CD.
din cele două relații, rezultă că MN este paralel și egal cu CD. Deci va rezulta că MNDC este un paralelogram. Am demonstrat la primul punct că C'D' este perpendicular pe BCC'B'. Știu că CD este paralel cu C'D'. Și atunci va rezulta că și CD este perpendicular pe planul BCC'B'. Dar MC este inclus în planul BCC'B', rezultă că CD este perpendicular pe MC. Acum putem determina unghiul diedru al celor două plane. Deci, în primul rând, determinăm dreapta comună celor două plane, MNDC, intersectat cu ABCD, egal cu DC. Apoi, MC este perpendicular pe DC și MC este inclus în planul MNDC. De asemenea, BC este perpendicular pe DC și BC este inclus în planul ABCD. Din toate aceste relații, rezultă că unghiul dintre planul MNDC și ABCD este unghiul MCB. Trebuie să determinăm tangenta acestui unghi și atunci în triunghiul MBC cu unghiul B de 90 de grade, deci este un triunghi dreptunghic, putem aplica tangent de MCB și este egală cu cateta opusă, care este MB, supra cateta alăturată BC, cateta opusă este 5, cateta alăturată e latura cubului, adică 10, și va fi egal cu 1 pe 2. În continuare, vă veți ascuți toate creioanele și veți rezolva următoarea problemă. Pe planul rombului ABCD se ridică perpendiculara EMA. Dacă latura rombului este egală cu amic, EMA este egală cu amic și unghiul BAD e de 60 de grade, calculați sinusul unghiului dintre planele MBD și ABCD. Atât pentru azi, la bună vedere!